Aș vrea să vă imaginați în această seară Biserica ca pe o barcă care plutește undeva pe mare. Dacă în barcă intră apă, e bine? Nu. Dacă marea e lumea și biserica este o barcă, aș vrea să știți că este un mare pericol pentru barcă și pentru cei ce sunt în barcă, dacă intră apă în barcă. Tot așa, dacă intră lumea în biserică, este un mare, mare pericol. V-am mai spus și altă dată despre un tânăr simpatic care la un moment dat, după botez, la puțină vreme după botez, a zis așa, frate Nelu, așa aș fi vrut să mă ia Domnul de acolo, din apa botezului. Dar nu știu de ce m-a lăsat pe pământ să am de-a face cu atâtea lupte și atâtea bătăi de cap. Și am zis, te-a lăsat Domnul aici pe pământ pentru că Domnul are trebuință de tine. Domnul are de lucrat cu tine. Care este lucrarea pe care Domnul o are cu noi? Haideți să ne întrebăm în modul cel mai serios. Ne-a așezat Dumnezeu aici, în lume, ca să ce? Biserica Domnului este așezată în lume. De ce? Și aș vrea să înțelegem astăzi că între lume și Biserică. Este un adevărat conflict. De ce spun că este un conflict? Poate nu ne place să auzim asta. Dar știți ce se întâmplă? Lumea va căuta mereu, mereu să influențeze Biserica. Cred că sunteți de acord cu asta. Fratele Iani a făcut referire la asta. Lumea face presiune ca să vină cu ale ei lucruri în Biserică. Pe de altă parte, rostul pentru care ne-a lăsat Hristos pe noi, Biserica în această lume, e ca noi să influențăm lumea. E o luptă. Întrebarea este cine câștigă. Vreau să vă spun, așa cum fratele Eusebiu tocmai menționa aici, că noi trebuie să trăim ca și Isus. Vă întreb eu, a influențat Domnul Isus lumea asta? sau l-a influențat lumea pe el. Dragii mei, oriunde vă uitați în lumea aceasta, vedeți influența lui Hristos. De vrei să vezi arhitectură, aici colo vezi biserici, turle, de ce? Pentru că a lăsat Hristos influența asupra arhitecturii. Dacă vrei să vezi literatura, <coughs> sunt biblioteci și cărți întregi despre Hristos și învățătura Lui. El a influențat literatura. Uită-te în societate și vei vedea societatea influențată de Hristos și de învățătura Lui. De ce? Gândiți-vă dumneavoastră, principiile învățăturii Lui Hristos prin Harul Lui Dumnezeu sunt la temelia oricărei societăți sănătoase că societatea contemporană încearcă să scoată această influență și să răstoarne lucrurile. E drept? dar influența lui Hristos este aici. Și vreau să vă aduc aminte, frați și surori, Biserica lui Hristos, datoria noastră este să facem în așa fel ca biserica să influențeze lumea. Amen. Nu lumea să influențeze biserica. Și pentru aceasta vreau să vă aduc aminte, dragii mei, că avem de dus o luptă. O luptă care nu-i deloc ușoară, o luptă care nu e deloc simplă. Spunea Domnul Isus Hristos în rugăciunea sa din Ioan, capitolul 17, se adresa Tatălui vorbind despre cei pe care îi lasă în lumea aceasta ca să influențeze lumea. Ascultați cum se ruga Domnul. Ioan 17, la versetul 14. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume după cum eu nu sunt din lume. Și versetul următor spune așa, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Înțelegeți dumneavoastră care e misiunea noastră? Aici, în această lume, suntem datori să luptăm permanent ca nu cumva lumea să pună stăpânire pe noi. Nu e drept ca lumea să pună stăpânire pe biserică și să se infiltreze în biserică cu lucrurile ei lumești, dar nu e drept ca lumea să pătrundă în sufletul tău, creștine. De altfel, e atât de categorică Scriptura. Uitați-vă la Apostolul Iacov, scrie niște cuvinte grele în Iacov, capitolul 4, cu versetul 4. Ascultați ce spune aici cuvântul. Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Sau, ca să fac referire la cuvintele Domnului Isus din nou, în Ioan la capitolul 15, Domnul Isus spune la versetul 18 și 19, așa: Dacă vă, vă, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Frații și surori, vă plac aceste cuvinte? Pe cinstite! Vă place să știți că lumea vă urăște? S-ar putea să stea cineva să zică pe mine nu mă urăște. De nu te urăște lumea, e o problemiță. E o mică problemă. Dragii mei, ca să trag linie la cele spuse până aici. Lumea și Biserica se află într-un conflict irreconciliabil. Nu se poate ca să fie prietenie între lume și Biserică. Deoarece fiecare dintre cei doi combatanți au o misiune. Știți care e misiunea pe care o are lumea de la stăpânul ei, de la domnul viacului acestuia, de la diavol? Știți care e misiunea lumii? Să termine cu biserica, să pătrundă în biserică, să nimicească biserica, să se infiltreze în biserică. Dar are și biserica o misiune, dată de Domnul ei, de Domnul Isus Hristos. Și misiunea bisericii este aceea de a influența lumea Spre valorile spirituale autentice. Dragii mei, haideți să ne punem întrebarea în mod serios. Cine pe cine influențează? Ne influențează lumea sau o influențăm noi pe ea? Aceasta este întrebarea. Dragii mei, putem vorbi despre o încreștinare a lumii numai în măsura în care Biserica își îndeplinește cu succes misiunea. Până atunci nu vorbim de încreștinare a lumii dacă Biserica nu își îndeplinește misiunea cu succes. Dar vai, putem vorbi despre o lumificare a Bisericii, ceea ce înseamnă rabat de la valorile creștine autentice. Și asta aduce bucurie iadului. Să știți că se bucură iadul ori de câte ori lumea pătrunde în biserică. Frații mei și surorile mele, suntem în luptă. Da. Ce înseamnă că suntem în luptă? Suntem datori fiecare dintre noi să luptăm din răsputeri. Să nu lăsăm lumea să pătrundă în Biserică. Cu alte cuvinte, trebuie să apărăm Biserica de lume. Amin. Dar mai spun ceva. Suntem nu numai în apărare, suntem și în atac, în ofensivă. Pentru că noi trebuie, aici, în lumea aceasta, să influențăm lumea în așa fel încât să câștigăm în fiecare zi teritorii în plus pentru Hristos. Doamne, ajută-ne! Și pentru că suntem chemați să influențăm lumea. În această seară ne-au fost puse înainte două metafore folosite de Domnul Isus. Domnul s-a uitat la ucenicii lui și astăzi îndrăznesc să întreb, noi cei din poarta cerului suntem ucenicii Domnului? Dragii mei, s-a uitat Domnul la ucenicii lui și se uită la noi astăzi și ne zice așa, voi sunteți sarea pământului. Ce lucru mare, zice Domnul. Voi sunteți sarea pământului. Dragii mei, de vrem să trăim cum a trăit Isus, noi trebuie să influențăm lumea aceasta. De fapt, toți cei ce au călcat cu adevărat pe urmele lui Hristos au avut o influență, mare influență în lumea aceasta. Unii au influențat, mă gândesc, la omul care a făcut să se termine cu luptele de gladiator din Roma veche. Știți dumneavoastră, erau acele spectacole extraordinare în care oamenii se adunau în tribune, umpleau tribunele ca să se uite acolo în teren cum se luptau oamenii până când se ucideau unul pe altul. Ăsta era spectacolul, vărsarea de sânge. Până când a venit un om al lui Dumnezeu. A pătruns acolo, a ajuns în Roma, a venit de departe, a pătruns acolo, în Roma, în Coloseum, a auzit vuie de mulțime, s-a dus să vadă despre ce e vorba. Și când a văzut că se ucid oamenii de dragul de a face spectacol, omul acela s-a năpustit în arenă. S-a pus între gladiatorii care se luptau și a strigat: Pentru Hristos, opriți-vă! Aceasta a fost misiunea lui. Și-a încheiat acolo, pentru că a fost ucis. Dar de atunci încoace s-au terminat luptele de gladiatori. Pentru că oamenii din tribună au stat și au zis a murit un om nevinovat pentru un principiu, pentru un adevăr. Adevăr care era adevărul lui Hristos. Înțelegeți dumneavoastră ce înseamnă să influențăm lumea aceasta? Și dacă suntem numiți sare, dragii mei, aș vrea să înțelegem că această metaforă ne ajută să înțelegem ceea ce am fost chemat să fim. Uh. Mie mi-a fost dat să stau la masă cu oameni care, înainte de a gusta mâncarea, luau primul lucru pe care îl făceau la masă, luau solnița și scuturau tare în supă sau în ciorbă și după aia începeau să mănânce. Și câteodată ziceam în sinea mea așa, de dragul de a fi ironic, ziceam, ei ce bine ar fi să fie astăzi mai sărată ca de obicei supă <laughs> și să-și mai pună și sare. Sarea, dragii mei, nu e dată doar să fie pusă ea e dată ca să dea gust. Înțelegeți? Ei bine, trebuie să vă spun, sarea este de o necesitate absolută în lumea asta. Spunea fratele Iani aici despre faptul că în vechime se vindea sarea, de aceea avem cuvântul salar, de la sare, era o porție de sare care se dădea soldaților. Era, sarea era foarte scumpă. În, Povestirile noastre românești, în poveștile, în basmele noastre românești, avem un basm numit Sarea în Bucate. Știți, ați auzit de el sau l-ați citit? Ei bine, erau basmele copilăriei, în care regele acela care avea trei fete și-a întrebat fetele la un moment dat cât de mult își iubesc tatăl fiecare dintre ele și fiecare a spus frumos, cuvinte frumoase, lingușitoare și așa mai departe despre tatăl. Când a venit rândul mezinei, ea a zis: "Tată, eu te iubesc ca sarea în bucată" și împăratul s-ar fi supărat foarte tare. Și a zis: "Vai mie, cum pot să spui așa ceva despre mine?" Și a ajuns o lunge de la palat, spune povestea, fata s-a dus și a avut o șansă mare că a ajuns la curtea unui alt împărat, dacă bine mă aduc povestea, aminte a ajuns la curtea unui alt împărat unde avea în curând să devină nora acelui împărat și așa mai departe și a apărut în vizită de stat, în vizită oficială împăratul tatăl ei. Și atunci ea, având acces la bucătărie și la toate, a zis, vă rog să nu puneți pic de sare în mâncarea împăratului care a venit. Și nu i-au pus pic de sare. Și împăratul a fost indignat cum e servit el cu o astfel de mâncare. Ca până la urmă să înțeleagă că sarea în bucată e lucru cel mai bun. Ei bine, dragii mei, în Scriptură, dacă ne uităm în Scriptură și facem un studiu biblic, că suntem la un studiu biblic, dacă ne uităm în Scriptură și facem un studiu biblic, vedem câteva contexte în care e folosită sarea. Și nu uitați, înainte să vă spun aceste contexte, vă aduc aminte. Domnul a zis, unor oameni ca și noi. Voi sunteți sarea pământului. Știți ce spune Scriptura despre sare? În Levitic 2 cu 13. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Toate darurile tale de mâncare să le sărezi cu sare. Să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea care este semnul legământului Dumnezeului tău. Ce este sarea? este semn al legământului în Scriptură. Dragii mei, vreau doar să vă aduc aminte fiecare dintre dumneavoastră că nu putem vorbi despre legământ decât în prezența sării. Și vreau să știți astăzi, ucenicii ai Domnului, voi care sunteți sarea pământului, nu uitați! Domnul a făcut legământ cu noi. Și nu uitați că voi, noi, am făcut legământ cu Domnul. În al doilea rând, în Scriptură găsim sarea ca leac. Leac pentru curățire și pentru vindecare. Aduceți-vă aminte de prorocul Elisei, care la un moment dat, când erau stricate apele Ierihonului, știți ce a zis? Aduceți-mi un blid de sare. Și s-a dus la izvoare și a aruncat blidul de sare și Citiți că e titlul acolo în Biblie, Vindecarea apelor de la Erihon. Sarea e privită ca leac pentru curățirea apelor, pentru vindecare. Și vreau să nu uitați nicio clipă, ucenici ai Domnului, rostul nostru în lumea aceasta este să fim purtătorii legământului cu Dumnezeu, este rostul nostru acela de a fi leac pentru lumea aceasta bolnavă. În al treilea rând, în Scriptură, tot din Scriptură spun asta, sarea era prezentată ca stimulent pentru pofta de mâncare. Uitați-vă ce spune în Iov la capitolul 6 cu versetul 6. Scriptura zice așa. Poți mânca cei fără gust și fără sare? Are vreun gust al unui ou? Poți mânca ceva fără gust și fără sare? Ce spune aici? Sarea este legată de ideea de a îi determina pe oameni să mănânce. Stimulează pofta de mâncare. Și vreau să învățăm ceva despre asta, dragii mei. Rostul nostru pe pământul acesta are legătură cu asta. Dar să mai spun ceva, Ați auzit în scriptură cuvântul, vorbirea voastră să fie dreasă cu sare și cu har? Ați auzit? Sarea este un simbol al harului care vine exact acolo unde trebuie și când trebuie. Asta trebuie să fie creștinul. Însă, dragii mei, dacă Domnul Isus ne numește sare a pământului, uitați-vă, vreau să luăm în considerare câteva lucruri pe care fratele Ian le-a și amintit unele dintre ele dar să le amintim așa în termeni sistematici. Câteva lucruri, șapte lucruri cu litera P toate, care ne ajută să înțelegem rostul sării, prin urmare rostul nostru aici pe pământ. În primul rând, păstrare. Hai să zicem cuvântul păstrare. 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 Fratele Iani spunea că se punea carnea ca să fie păstrată, se punea în sare. O, de n-ar fi copiii Domnului pe pământul acesta. Nici nu îndrăznesc să-mi imaginez lumea asta de n-ar fi sare pe pământ. De n-ar fi oameni ca și noi. Nu spun asta ca să ne umflăm în, în pene, ci spun asta ca să înțelegem că suntem mai Domnului, oameni în legământ cu Domnul, suntem pe pământul acesta, o, de când ar fi lovit Dumnezeu pământul acesta? Gândiți-vă la Sodoma și la Gomora, când Dumnezeu a trimis mesageri hotărâți și a spus cetatea trebuie nimicită și a stat Avram în mijlocire înaintea Domnului. Când a auzit mesajul că Dumnezeu vrea să nimicească Sodoma și Gomora, a zis, Doamne, dacă vor fi în cetate 50, dacă vor fi 40, și s-a coborât până la 10 oameni. Și a zis, dacă vor fi zece oameni credincioși, vei nimici cetatea. Și Dumnezeu a zis, pentru zece oameni credincioși, nu voi nimici cetatea. Pentru niște oameni slabi ca noi, presărați pe aici prin Timișoara, Dumnezeu mai păstrează lumea asta. Nu spun asta ca să ne credem cineva. Tot ce suntem, suntem prin harul lui Dumnezeu. Dar pentru că există biserică și pentru că există o entitate de creștini în lumea aceasta, entitatea aceasta creștină, sarea pământului, face să fie păstrată încă lumea aceasta în har, slăvit să fie Domnul. Vă spun asta ca să înțelegem că avem o misiune în lumea asta, să fim creștini, să fim sare, să fim epistole vii. E o cântare asta. neprihănirea înaltă pe un popor. Pe când păcatul este rușinea popoarelor. Deci am spus păstrare. Al doilea cuvânt pe care vă rog să-l rostiți este penetrare. 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 Adică ce înseamnă asta? Este pătrundere. Știți ce face sarea? Sarea este o substanță agresivă. Odată ce ai pus-o în mâncare, gustul ei nu stă acolo unde l-ai pus. Știți ce face? se împrăștie peste tot, da? Penetrează. Tot ceea ce atinge împrăștie. Biserica primară, dacă vreți, e un exemplu foarte bun. Noi acum nu vedem biserica, e mare. Dar biserica primară, gândiți-vă, 12 oameni au pătruns societatea. Dintr-o dată în ziua 50.000, 3.000 s-au adăugat, 120, după aia 3.000. Ce a însemnat asta? Sarea a penetrat societatea vremii. Biserica a penetrat societatea vremii, înțelegem noi? Păstrare, penetrare, purificare, vă rog să ziceți. Purificare. Știți că sarea are capacitatea de a curăți răni în vechime, se folosea la aceasta. Creștinii, prin mesaj, prin trăire, aduc curățire în societate. Nu l-ați auzit pe fratele Iani, cum spune aici? A auzit oameni care au zis, aș zice o tare, aș zice o rău și urât de tot, dar ai pocăit-o aici. Asta ce înseamnă? Că un pocăit e o mică barieră în fața unui, unui rău și alt pocăit e o altă barieră în fața răului. Să înțelegem, dragii mei, că există capacitatea aceasta de purificare a lumii, și să ne ajute Domnul să fim ceea ce trebuie să fim. Următorul lucru pe care aș vrea să-l rostim, rostul sării este nu doar păstrarea, penetrarea, purificarea, ci și plăcere. plăcere. Sigur! Dragii mei, așa cum sarea dă gust și face plăcută mâncarea, tot așa creștinii sunt lăsați să dea aromă lumii acesteia. O aromă care să îi determine pe oameni să dorească să fie în compania lor. N-am să uit niciodată pe fratele Mihalaș care relata o întâmplare din vremea cutremurului din 1940. A fost un cutremur mare la București. Și zicea că într-o clădire mare unde stăteau oameni bogați. Undeva la subsol avea o mică garsonieră, femeia de serviciu care făcea curățenie, dar femeia aceea era o femeie credincioasă, o femeie care îl iubea pe Domnul și o știau toți din blocul acela, din casa aceea mare, cu câteva etaje, toți o știau femeie credincioasă. Și când a început Dumnezeu să zguduie pământul, s-a întâmplat un lucru extraordinar. Oamenii aceia bogați care stăteau, toți s-au coborât acolo lângă garsoniera aceea femeii, lângă ghireta ei unde stătea și zice, toți s-au apucat de ea și se țineau rând, se țineau de ea. De ce? Au înțeles că femeia aceea se bucură de protecția lui Dumnezeu, că este o femeie a lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că noi, prin prezența noastră în societate, trebuie să-i facem pe oameni să simtă confortul de a ști ceva, să știe oamenii că sunt în siguranță când sunt lângă tine, pocăitule. Lucrul acesta contează nespus de mult. Dar știți dumneavoastră că sarea este și pericol? Pentru buruieni, de exemplu. Sarea este mare pericol pentru... Hai să zicem și cuvântul pericol ca să știți că nu suntem numai de plăcere așezați în lumea asta, suntem și pericol pentru anumite buruieni. Sare este pericol. Dacă se punea la rădăcina anumitor buruieni, se punea sare din abundență, buruienile acelea păleau și se duceau. Aș vrea să înțelegem astăzi fiecare dintre noi, atunci când creștinismul este semănat în anumite comunități, păcatul începe să se ofilească acolo. Pentru că nu e așa, Ucenicii influențează lumea. Dar încă un lucru, haide să mai zicem un cuvânt, al șaselea, tot cu litera P. Sarea determină pe cei ce o folosesc la ceva. Sau să zic altfel, provocare, ziceți cuvântul provocare. provocare. Dacă mănânci ceva sărat, sărat, ești provocat să ce? Să bei apă. Așa. Adică, când ai de-a face cu sarea, îți vine să bei apă. Să nu uităm, dragi creștini, ucenici ai Domnului. Sarea înseamnă provocare, e datoria noastră să trăim în așa fel, să ne purtăm în așa fel încât să provocăm oamenilor setea să-și dorească apa pe acela care a zis: Eu sunt apa vieții așa trebuie să ne purtăm încât să provocăm și încă ceva. Haideți să zicem și cuvântul putere. putere. Știți că sarea are puterea de a schimba tot ceea ce atinge? Dacă atinge sarea gheața, ce se întâmplă cu gheața? Dacă atinge sarea ceaiul, la care trebuie să fie dulce cum e ceaiul, îl schimbă și pe ăsta. Îl face sărat, nu înțelegem noi. Are puterea de a schimba Doamne, ajută-ne să nu uităm nicio clipă că suntem chemați să influențăm lumea asta. Și când mă gândesc ce a pus Domnul în noi, când ne-a zis voi sunteți sarea pământului, ceea ce a pus Domnul în noi este absolut uimitor. Însă să mă întorc la ceea ce spunea fratele Iani. Sarea este pusă în pericol în două situații. Zicea Domnul, dacă sarea își pierde gustul, nu mai e bună de nimic. Știți când uh, nu e bună sarea de nimic? Dacă stă în solniță, e bună la ceva? <laughs> e bună să stea în solniță, atât. Nu e bună la nimic, nu ajută la nimic dacă stă în solniță. Creștin de la poarta cerului, ucenici ai Domnului. Sarea este în pericol când toți stăm noi aici și ne sărăm unii pe alții. Eu pe fratele Eusebiu, fratele Eusebiu pe mine, ne sărăm și zicem ce ne-am sărat noi. Numai când ne sărăm prea tare, ne facem saramură. Și când suntem saramură, e bai. Înțelegem noi. Sarea e în pericol când nu este în lume ca să influențeze lumea. Când stăm numai în solniță, spun din nou, nu schimbăm, nu ajutăm, nu dăm gust, nu penetrăm, nu avem putere, nu facem nimic. Stăm în solniță. Și mai mult, ne vom duce acasă, și nici nu ne place cum ne-a sărată la de la amvor. Bă, prea tare ne-a sărat azi. Sau, astăzi nu prea a fost sărată treaba. Și ne ducem și criticăm, și suntem supărați pe ăla cu sarea. Dragii mei, haideți să înțelegem că noi suntem chemați să fim sare la servicii între vecini. Acolo suntem chemați să fim sare. Să se uite oamenii la noi și să zică, o măstare gust. Și apoi, sarea își pierde puterea de a săra și atunci când amintea fratele nostru, se amestecă cu impurități. Amestecul cu impurități creștine te face să nu fii de niciun folos pentru că nu poate să fie folosită sarea aia, gândiți-vă dumneavoastră că sarea e amestecată cu un pic de nisip. Care dintre dumneavoastră luați sarea aia să o mai puneți în mâncare? Nu. E amestecată cu nisip. Noi vrem sarea să fie sare și să se păstreze sare. Când ne amestecăm cu lumea, dragi creștini, amestecul cu lumea, compromiterea mesajului creștin, ne face să ne pierdem misiunea și nu mai avem niciun rost în această lume. De aceea vă chem în numele Domnului Isus Hristos, vă chem cu mult drag, creștini, veniți să fim sare. Pentru că nu uitați, este un destin al sării care își pierde gustul. Nu mai pui nici la rădăcina buruienilor, nu mai pui nicăieri, este aruncată și este călcată în picioare. Eu vă chem creștin de la poarta cerului, Siliți-vă să rămâneți sare pentru lumea aceasta. Apărați-vă de influențele lumești. Nu cumva sarea voastră să fie amestecată. Dar să trecem și la a doua metaforă care a fost folosită de Domnul și amintită în această seară. Domnul Isus a zis, voi sunteți sarea pământului, dar a mai zis, voi sunteți lumina lumii. Știți ce e interesant? Sarea acționează din interior, influențează din interior. Ai pus-o în mâncare și acolo în interiorul mâncării face schimbările, gustul și toate celelalte lucruri. În timp ce lumina influențează nu din interior, ci din exterior. Adică lumina este cea care vine din afară și luminează un obiect anume. Da? Sarea acționează în mod invizibil. Tu nu vezi cum penetrează sarea, cum se împrăștie, cum duce gustul ei. Acționează în mod invizibil, dar lumina acționează vizibil. Aș vrea dar să înțelegem lucrurile acestea. Uitați-vă, în Ioan 8 cu 12, sunt multe biserici care au pe frontispiciu scris aceste cuvinte. Ioan 8 cu 12, Iisus le-a vorbit din nou și a zis, Eu sunt lumina lumii cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Înțelegeți dumneavoastră, frații mei, surorile mele, noi nu avem o lumina noastră. Dacă Domnul a zis, voi sunteți lumina lumii, n-aș vrea cineva să creadă că noi avem lumina noastră, după cum luna nu are lumina ei. Ea reflectă lumina soarelui. Tot așa, nici noi nu avem lumina noastră, dar suntem chemați să reflectăm lumina lui Hristos. Domnul să ne înțelepțească și să ne ajute să facem lucrul acesta. Dragii mei, aș vrea să înțelegem întâi puterea luminii. Nu e lucru mic. Știți că lumina în sine este o minune. Chiar dacă ea nu are proprietăți fizice, fiind de fapt o radiație electromagnetică, are un efect profund asupra lucrurilor fizice lumina asta. Ce efect are asupra lucrurilor fizice? Primul lucru pe care vreau să-l spun. Lumina biruiește întunericul. Vă supărați dacă vă cer să repetați după mine asta. Lumina biruiește în întunericul. Dragii mei, dacă ar fi toate luminile stinse aici, în casa de rugăciune, ar fi întuneric, ar fi întuneric beznă acum, da? Dacă s-ar stinge toate luminile. Și dacă în întunericul acesta, beznă, îmi iau eu telefonul și aprind lanterna de la telefon, știți că totul se schimbă. Întunericul nu mai este deja întuneric beznă, ci acolo, în întunericul acela, se vede o luminiță. Dai mică! ce înseamnă luminița unui telefon? Nu-i mare lucru. Vreau să știți, dragii mei, o luminiță cât de mică ar fi ea, biruiește întunericul. Îți bucuros să vă spun astăzi, lumina e mai tare decât întunericul. De aceea vorbesc despre, despre lucrurile acestea. Eu am fost foarte impresionat cu câțiva ani în urmă, era doctorul Ionel Ciotă, știți dumneavoastră, omul care, întorcându-se cu fața către Dumnezeu, a conștientizat că este păcat să facă avorturi. Și la un moment dat a declarat public, a declarat tare și răspicat, eu nu mai fac avorturi. Și știu că îl caută multe surori de ale noastre când trebuie să se ducă la maternitate, îl caută pe domnul Ciotă. De ce lucrurile acestea, dragii mei? Ce vreau să vă spun cu asta? În întunericul acesta mare, în care de la Revoluție încoace, toată lumea a strigat libertate pentru avorturi, s-a ridicat un om. Un om care a zis, am înțeles, printr-o întâlnire reală cu Dumnezeu, am înțeles că a face avort este păcat înaintea lui Dumnezeu, este ucidere. Oh, s-au îndreptat spre el presa, televiziunile, ce s-a întâmplat cu Doctorul Ciotă, l-au criticat o grămadă, l-au criticat, vai de mine, ce e cu el? Este așa și este așa, și este în și este nu știu cum. E normal că s-a supărat în întunericul, că s-a aprins o lumină. Și lumina, spun încă o dată, lumina biruiește în întunericul. Dar mai spun un lucru pe care aș vrea să-l spuneți cu mine. Lumina aduce claritate. De ce spun asta, dragii mei? Acolo unde este lumină, lucrurile se clarifică. Eu mă mai trezesc câteodată noaptea să ies până la baie sau ceva, de câte mă mai împiedic. Nu-i clar nimic, că e întuneric. E, când aprindem becul, se schimbă treaba. Lumina aduce claritate. Bănuiesc eu că acolo e asta, dincolo e cealaltă, dar când este lumină, acolo, e claritate. Dragii mei, am citit cândva undeva un articol, am citit, care spunea că de fapt nu există culori. E foarte interesant ci toate lucrurile din jur, în funcție de felul în care se raportează la lumină, sunt percepute de ochiul uman în diferite culori. Ce spune articolul respectiv? Față în față cu spectrul luminii, sunt obiecte care absorb lumina, și altele reflectă lumina. Unele obiecte absorb tot spectrul luminos și ele sunt percepute ca fiind obiecte de culoare neagră. Altele absorb tot spectrul luminos, cu excepția albastrului. Și obiectele acelea sunt percepute a fi albastre. Ce face lumina, de fapt? Aduce claritate să ne spună ce și cum este cu un obiect sau cu celălalt. Frații mei, surorile mele, lăsați-mă să vă spun ceva iarăși, nu ca să ne umflăm în pene. Lumea ar fi cenușie fără creștini. Ar fi, ca să zic așa, ardele nește, ar fi hâdă, urâtă, cenușie. Într-o lume colorată, artificial, de diavolul, Creștinul autentic reflectă lumina lui Hristos. Doamne, ajută-ne să ne înțelegem rostul și menirea. Dar mai zic ceva despre lumină. Să ziceți și dumneavoastră cu mine. Lumina aduce viață. Lumina aduce viață. Vedeți, dumneavoastră, aici sunt plante. Dar au trebuit alese plante care rezistă și când nu e aprinsă lumina. de -astea care rezistă la lumina aia puțină care vine acolo. De ce? De obicei, plantele nu rezistă fără lumină. Au nevoie de lumină. Nu trăiește planta fără lumină. Să înțelegem, dar lucrul acesta. Lumina aduce viață. Însă acum vreau să vă mai spun ceva înainte de a încheia. Este foarte, foarte important unde plasăm lumina. Contează unde o pui. În camerele noastre, de cele mai multe ori, unde punem lumina? Și aici, în biserică, uitați-vă, acolo în tavan punem lumina. De cele mai multe ori o punem în așa fel ca să se lumineze toată camera, da? Pentru că e foarte important să se vadă ceea ce trebuie să fie văzut. Acum, Domnul zice așa, voi sunteți o cetate așezată pe un munte, Știți cum e o cetate? Ați fost, careva dintre dumneavoastră, noaptea cu avionul? Vi s-a întâmplat să mergeți noaptea cu avionul și să vă uitați de sus, de la mii de metri, să vă uitați în jos și să vedeți un oraș mare. Știți ce veți vedea? Un lac de lumină. Da, dar dacă, dacă vrei să te gândești, lumina aceea nu e un lac acolo și luminiță lângă luminiță, lângă luminiță, lângă luminiță, e becul de la casa lui nu știu care și becul de la casa lui nu știu care și becul de pe strada cu tare și becul de pe strada cu tare. Când sunt puse la oaltă cetatea aia, orașul acela e tot luminos. Aș vrea să înțelegem ceva. Când Domnul a zis, voi sunteți lumina lumii, sunt bucuros de biserică, dar sunt bucuros de fiecare creștin, pentru că lumina este reflectată împreună de Biserică, dar ea este reflectată și individual de fiecare credincios. Și acum vreau să vă spun, este o absurditate creștină să aprinzi lumina și să o pui sub obroc. E o adevărată absurditate. Asta este lucru pe care vreau să-l subliniez. Nu numai Biserica este responsabilă să lumineze ci fiecare dintre cei din biserică e responsabil cu asta. Cineva cândva în Evul Mediu a construit o biserică, mă duc aminte, îmi vine în minte o ilustrație, a construit o biserică și a făcut-o foarte frumoasă, a făcut o adevărată catedrală. Și când au mers la recepție, au zis, bun, totul e fain, dar nu are lumină biserica asta, ce se întâmplă cu ea? Speriați, nu are lumină. Și arhitectul a zis așa, fiecare credincios care vine aici trebuie să vină cu lumina lui, adică cu felinarul lui. Și am zis ce lucru deștept, pentru că practic, dragii mei, dacă nu venim fiecare cu luminița noastră, dacă în lumea aceasta nu vom fi fiecare cu lumina noastră, n-am făcut mare lucru. Dragii mei, rostul economiei, rostul luminii în economia lumii acesteia, este să lumineze lumea. Tot așa, rostul bisericii în această lume este acela de a aduce lumina mărturiei lui Hristos pentru cei pierduți. Doamne, ajută-ne să o aducem. Să fim o mărturie pentru Domnul, noi nu ne luminăm pe noi. Nu e rostul nostru să strălucim lumina noastră ca să se vadă cine e Nelu Filip. Nu, n-au oamenii ce să vadă în mine decât slăbiciune și atât. Dar dacă luminăm, luminăm să se vadă Hristos. Pe El trebuie să-l vadă oamenii. Înțelegem noi? Haideți să înțelegem, dragii mei, că suntem chemați să fim lumini, să fim sare, să fim epistole vii în vremea de acum. La asta ne cheamă Domnul. Și să nu uităm, suntem într-o luptă, într-o bătălie. Cine va învinge? am bucuria să ridic mâinile sus și să zic, întotdeauna învingătorul este Hristos. Dar se pune întrebarea, Doamne, voi fi o lumină în mâna Ta ca să luminezi cu lumina Ta în lumea aceasta? Voi fi eu sare așezată de Tine în lumea aceasta? A avut Hristos influență, are Hristos influență și va avea Hristos influență. Chiar dacă vuiesc și trompetele lumii acesteia vin să ne spună, O, oh, familia pe care am temeat-o Dumnezeu, nu-și are rostul, putem să o schimbăm, putem să facem altfel. Încearcă trompetele lumii acesteia să spună acestea neadevăruri. Vreau să vă spun, Hristos și adevărul Lui va triumfa. Și vreau să vă duc aminte că El, Hristos, se folosește de oameni ca noi. Și vreau să închei cu un cuvânt într-o cheie amară. De nu ne lăsăm folosiți de Domnul ca să fim sare, cum ne-a chemat El să fim, ai grijă, va găsi El pe altcineva să fie sare. De nu vrem să fim luminile lui Hristos, ai grijă, va găsi El pe altcineva să fie lumină. Dar destinul tău, creștine, care va fi? Sarea care își pierde gustul va fi călcată în picioare și aruncată. De aceea vă chem astăzi, dragii mei, să înțelegem că suntem chemați să influențăm lumea aceasta, nu să ne influențeze lumea pe noi, să facem tot ce ne stă în putință ca lumea aceasta să capete gust de Hristos, să miroase lumea aceasta a Hristos, să aibă gust de Hristos datorită nouă. Locul nostru de muncă să aibă gust de Hristos pentru că suntem noi acolo. Locul nostru de muncă să aibă lumina lui Hristos pentru că suntem noi acolo și pentru aceasta vă chem, dragi creștini, cu toată seriozitatea, veniți să ne luăm în considerare rostul și misiunea pe care ne-a dat o Dumnezeu în lumea aceasta. Și de vom înțelege asta, va fi ferice de noi, de nu, va fi vai de noi. Eu din toată inima doresc să se uite Hristos spre noi și să zică am la poarta cerului oameni care sunt sare a pământului. Am la poarta cerului oameni care sunt lumină a lumii. Doamne ajută-ne!